Domnul potrivit decât de cazul meu, foarte special, și anume trimis de guvernul Antonescu pe ziua de 23 august la Stockholm, ca să mite că hotărâse mareșalul Antonescu, cel puțin așa mi-a spus mie în noaptea de 22 către 23 Mihai Antonescu, că să reluăm negocierile cu sovietii. Așa că prostiile care sunt în multe cărți, de uneori cu intenție, cărți lor a fost trimis la Stockholm pentru ca să se semneze armistițiu, este o prostie și o prostie intenționată. Mareșalul Antonescu m-a trimis ca să se reia niște negocieri pe care el, de 2 luni și 3 sferturi, le întrerupsese. Asta nu se știe. La 29 sau 30 mai, șeful meu direct, Camil Demetrescu, se întorcea de la Stockholm cu răspunsul sovietic la niște cereri ale lui Antonescu, între noi fiind totalmente absurde, de a se îmbunătăți puțin acea capitulare necondiționată care, de fapt, era o inițiativă anglo-americană preluată, bineînțeles, și de sovietici, și care în fond era impusă tuturor combatanților, și germani, și japonezi, tuturor, cum ar fi putut România să scape de această condiție de capitulare necondiționată. Antonescu a cerut atunci, prin intermediarul ministrului Frederic Nanu, care era în legătură cu doamna Kolontai, a cerut 2 îmbunătățiri. Și rămâi astăzi uimit de absurditatea acestor 2 condiții care îi se păreau atât de importante lui Antonescu. Prima era să-i se lase 15 zile ca să convingă pe nimeni să părăsească de bună voie teritoriul României, să știe ce s-a întâmplat în Ungaria când s-a declarat, că vrea să facă pacea, fost arestat tot guvernul și s-a impus în guvern. Deci dacă Antonescu l-ar fi spus ambasadei germane, uite, situația e dramatică pe front, am hotărât să încep negocieri, a doua zi era arestat pe german și tot guvernul român și s-a făcea cu o reacție în România. Asta este matematic. A doua condiție pe care o punea Antonescu era ca în momentul când toată armata sovietică va ocupa România, să fie lăsat un județ în apusul țării neocupat, ca acolo să stai guvernul. Aici iarăși se mintea în loc ce importanță avea să fie un județ neocupat de armată când jumătate din Europa era ocupat de Victorie. Bun. Ei, închipuiți-vă că aceste 2 condiții au fost acceptate de sovietici, fiindcă și-au dat seama că n-au nicio importanță, și răspunsul a venit la București la 1 iunie. De la 1 iunie la 22 august, guvernul Antonescu nu a răspuns la această propunere. Prin urmare, eu eram trimis ca să-i spun ministrului României să reia legătura cu ambasadoarea sovietică și să o întrebe primul dacă acceptă să reia negocierile, nici asta nu era sigur, și dacă le accepta, dacă se păstrau aceleași condiții. Așa a plecat neagul guvara la stop. Din păcate, eu, cu toate că eram puțin asociat la acele negocieri secrete puse în dosul ministrului de către opoziție, nu am știut că se grăbise momentul răsturerii lui Antonescu. N-aș fi plecat, aveam o soție și un copil care au rămas în țară. Și deci, pe când eu eram cu avionul către Stockholm, s-a întâmplat lovitura de la palat, pe care văd că mulți scriitori, chiar de bună credință, continuă să o teme lovitură de stat. Vă rog, încă o dată, lovitură de stat nu o face șeful statului. Luați dicționarul și citiți ce înseamnă lovitură de stat. Lovitură de stat înseamnă
încercare de a răsturna un guvern legitim. Sau chiar acea răsturnare. Șeful statului nu face o lovitură de stat. Șeful statului cere demisia primului ministru. Asta s-a întâmplat la Domnul. Mă rog, astea sunt condițiile pentru care am plecat și m-am întins prea mult asupra acestui lucru.